Seinienii au rămas cu amintirea două zile de evenimente bogate și variate. Sâmbătă, iubitorii de cultură și artă au călcat pragul centrului cultural Casa Bai. Acolo a avut loc vernisajul expoziției de pictură Bucurii din creația seiniană a artiștilor din zonă. Lucrările expuse au putut fi admirate în acorduri de orgă. Doar dăruind celor din jur, o să simți împlinirea, bucuria și o să simți plăcerea de a trăi și a face bine în lume. Ioana, îți mulțumim tare mult și de această dată pentru această frumoasă expoziție. Îți oferim o diplomă de recunoștință și de mulțumire pentru prezența ta astăzi aici și nu numai la fiecare eveniment. A urmat lansarea cărții cu numărul 9 a îndrăgitului autor seinian Petru Racolța, Judecăți, prejudecăți și mere, care îmbină realitatea cu fantasticul, purtând cititorul în lumea amintirilor oamenilor dragi care i-au marcat existența. În deschiderea lansării de carte, invitații de seamă au dorit să-și expună câteva impresii. Un roman mai mult autobiografic, este cartea vieții sale. Mă bucur că este un om de caracter, un om de adevăr, un om de lumină. Pentru că așa se spune, pentru minciuni ai nevoie de memorie, pentru adevăr ai nevoie de caracter. Cine a reușit să citească măcar una dintre cărțile lui Petru Răcoța, imposibil să nu fi rămas fascinat de imaginația sa bogată. Petru totdeauna reușește să pună realitatea împreună cu ficțiunea și ne dă o bogăție nemai întâlnită. Eu cred în tot ce am scris și am scris cu în ultimele părți, adică ultima parte am scris cu fervoare, cu neoprire mai mult decât scriam, dublu decât scriam de obicei pe blog. Pentru că îmi veneau gândurile, îmi veneau amintirile, mă năpădeau și trebuia să le scriu, să le pun pe ele. Edilul orașului Sein și-a arătat recunoștința și prețuirea pentru autor și l-a răsplătit cu câteva cadouri de suflet. Pentru că Petru Racolța este și un pasionat al șahului, Gabriela Tulbure i-a smuls promisiunea ca lunar acesta să îndrume copiii către acest sport al minții în incinta centrului cultural Casa Bai. Și mulțumesc, domnule Racolța, că a hotărât că vrea să fie fericit în lumea lui și în lumea cărților sale. Îi mulțumim că ne dă și nouă orașului o doză de fericire prin ceea ce scrie și prin ceea ce rămâne. Pe zilele astea toride de vară, pare să vine cu un tricou alb, în care să aveți toate cele 8 lansări care au fost până acum. Ca să puteți să aveți inspirație, ați avea nevoie și de un tablou. Un tablou care să fie oglindite tot cele 8 lansări. Petru Racolța și-a împărțit sufletul în toate paginile, povestind că personajele din carte au existat, soția de care îi este dor și vecinii pe care nu-i va uita niciodată și replici din carte le-a avut la dumnealui. Du-te în Sein, acolo crește adevărul. Sau, dacă iei un măr și îl guști, îți vine să spui adevărul. I-am promis fostei mele soții, care a murit, că o vom scrie despre noi. Și am scris, m-am ținut de cuvânt, am scris numai mai mult lucruri bune, așa cum m-a rugat Laura când ne-am despărțit. Petru Racolț a dezvăluit și alte aspecte importante din carte. Chiar dacă merele par fantastice, ele există. Ele există dacă iei un măr și îl guști, îți vine să spui adevărul, îți vine să trăiești cu adevărat, pentru că un fruct bun. Două exemplare ale cărții autorului Petru Racolța vor ajunge la biblioteca orașului Sein și la liceul din aceeași localitate. De asemenea, primăria va întreprinde demersurile necesare pentru a-l include pe scriitorul Petru Racolța în rândul Uniunii Scriitorilor din România.